Ascultând desigur micul samaritean pus de radio creștinilor, începe dimineața cu așa cuvinte: să faceți un bine aproape lui vostru. Și participând și ascultând multe emisiuni, dar am participat la multe, peste 100, am hotărât astăzi să fac un bine. Am văzut o doamnă care are nevoie de așa niște cârjă. Întâmplător, pe drum mergând de la primărie, am văzut-o pe doamna Valentina. Bună ziua! Și am văzut-o cu un băț de ăsta, sub cum corect să numesc. Știu că acum tare să scump și greu de găsit. Greu. Vă mai trebuie unul? Da, numai decât. Eu am încă rămasă de la niște rude și pot să vă, așa ca o prietenă bună a mamei, pot să vă dau ca Oleg să vă prindă ajutor. Da, chiar tar să spun sănit pentru treaba asta, că ele scumpe, dar eu n-am nine, nu ne ajung pe leacul banii. Dacă mai cumpăr și asta, po, nu sornic. Vă mai așa... aduceți aminte de fermă? Da, ne aduc aminte, dar tot e trecători. Așa, eu când v-am văzut de departe, când mergeți de masă, parcă așa vă ținem minte zveltă, da, repede da, mergeți. Da, 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 mă, gata, și-o gătit toată repizara, ea ca pe lângă, la vecină n-am fost vreo 6 ani. Am uia merg, mă țin de gard să văd măcar cum e o grada. Așa. Flori cu floritor, încă nu, aia așa. Interesant, o să fie bucuroasă doamna sau nu pentru acest lucru. Din țărie, unde să văd. Vedeți, e un lot șaslant, asta al tata era, da. Nu, e să dăm mai în jos. Nu, gata, ia uitați, așa, e în vârâț mai. Până când, nu, ridicați în sus, Oleg. Ia, dă-ți la mine. Ia ca așa. Cel mai de jos e. Da. Apoi ăsta e mai larg, acela tare strâns, eu m-am uitat. Acela e caiețchi, parcă e caiețchi acela. Dar ăsta e că e largoi. Era îndrăneată și acela bățăn eu, să-mi dau între astea mâni să văd cum am. Nu trebuie, dar dacă trebuie, mă aud că picioarele chiar înflate, strașnic. Da. Și de la ce s-o luat tot asta? De la, nu știu, de la paraliz. A, ați fost paralizat? Dar cum? Și da venie mare și aia da asta. Și mâna e calicită și ciorul și tot. Și eu de tot nu pot merge, dar vezi că chiar și cioarele mă durea, da? Dar mă de la paraliz, mă tot. Aici parcă mai neîndemânate că-i. Da. Da, acela mai liber. Aici e mai liber, mult e mai liber. Închide, nu poți să duci prin centru? Hai! La dans! Da, dar cum? Nu e nevoie la centru. Ieri a fost nuntă aici și eu n-am fost să văd nimic. Ia că vedeți? Dar să văd bățul ăsta, precis vă duceți? Precis că mergem. Dar ce nu? Am o că... Dar cine a știut de băț tot la tine? Dar e un întâmplător, v-am văzut. Dar și aceala, de ce nu vă dăm mai în jos cineva? Vreau să vă dau. Vă munciți așa. Apoi nu știu, dar eu n-am știut. E că aici să pasă așa. Ină. Gata. Mai în jos, Olecuț. Uite că eu n-a știut. Ia-mi dați-l încoace, vă vede după dacă... mână. Da. Bun. Am o unică dorință. Să vă însănătoșit și cine avea nevoie să dați mai departe. Da. Să n-aveți niciodată nevoie de dânsă. De dâns. Dacă tare mult timp în care intervii, nu știi câte țări are om, că... La mine tata a fost 7 ani paralizat. 7 ani, și eu și-o am 6. Dar știți, sunt alte persoane, duc și 10 ani, așa că nu vă descurajați că o să... Nu. Un om aici, Alex al Domnului, are 10 ani de când e paralizat. Eu mă gândesc că era 20 gata, dar el nu-i gata, dacă are și 10 ani la pas. E că vedeți așa caz și la mine, tata 7 ani am avut grijă de dânsul, dar mama 40 de zile numai. Ce n-am vrut eu mama să trăiască, dacă pe tata am avut grijă atâta. Da. Dar vedeți cât i-ai dat. Da.
De cât sus, dată, așa. Oricum, atâta trăiești. Cine dă lui să dă, cine face lui să face. Și tare îmi pare ghine că mi-a făcut ghine să bada proste, Dumnezeu să duce să-i plătățile.